Mai mult de 40 de pacienți non-COVID au fost internați astăzi la Spitalul Foișor. A trecut deja peste o lună de când Foișorul fusese transformat în unitate medicală, în care se tratau exclusiv infectările cu SARS-CoV-2. Cei care erau pe listele de așteptare ale medicilor specialiști în ortopedie au fost programați pentru operații. Intervențiile chirurgicale încep miercuri. Primii pacienți s-au așezat la rând în fața spitalului la ora 6 dimineața. Coxat roză la un picior. Și trebuie operat? Da. Soțul așteaptă de mult operația? De prin ianuarie. Uh-huh. Pentru că a avut niște probleme de sănătate și n-a putut să-l opereze. N-aveam ce să facem, încotro unde să ne ducem. Deja vorbisem noi aici cu medicul respectiv, făcusem analizile, dar dacă nu s-a mai fost activitatea normală de ortopedie, nu trebuie închis ăsta. Să fie fiecare pentru specialitatea lui. Ăsta era de ortopedie, lăsați domnule așa că, uite, câți s-a internat astăzi. Înainte de a ajunge în saloane, cei vaccinați cu ambele doze au fost verificați. Cei neimunizați au fost testați. După ce rezultatele analizelor făcute în weekend au ieșit negative, Spitalul Foișor a putut fi redeschis. Pacienții care s-au tratat acasă în ultima lună și își așteptau rândul la operații au putut fi internați. Soțul doamnei Fărtăiș are 77 de ani. Era inițial programat la operație pe 18 aprilie, dar spitalul a fost evacuat pe 9 aprilie, iar domnul Fărtăiș a așteptat acasă să-l sune medicul. Are o gonatroză mai veche și necesită o intervenție chirurgicală de protezare la genunchi. Trebuia să fie internat acea săptămână după control. Deci revin, i-a mulțumit lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat să rămână la spital, pentru că la el operația oricum este un pic mai complicată, fiind gonatroza mai veche. Și atunci, dacă ne-am fi văzut în stradă, într-adevăr, ar fi fost de groază. Peste 40 de pacienți au fost deja internați la Spitalul Foișor, iar primele operații vor putea fi făcute miercuri. În noaptea de 9 aprilie, pacienții din Spitalul de Ortopedie Foișor, proaspăt operați, au fost evacuați. Spitalul a fost atunci transformat într-unul pentru bolnavi de COVID. Pe targă sau în scaunul cu rotile, aproape 100 de pacienți au fost fie transferați la alte spitale din țară, fie nevoiți să se trateze singuri, acasă.